Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog. În acest vlog aș vrea să vorbim despre controversatul subiect: dacă se merită să faci YouTube în România, cam câți bani faci cu YouTube-ul în România. Pentru că foarte multă lume văd cumva că descurajează oamenii să nu se apuce de YouTube tocmai din cauza asta. Ok, de început să zicem primele luni, da? Băi, nu faci YouTube neapărat pentru bani, dar toată lumea pleacă pe premiza asta. Toți vrem să facem YouTube pentru bani. Cei care zic, domne, nu fac YouTube pentru bani, că o fac din pasiune, ăla e un mâncător de căcat și este cel mai fake om posibil din lumea asta. Toată lumea care se apucă să facă YouTube o face strict pentru bani. Așa că te-aș vrea să-mi acorzi aceste 10 minute să ascult ceea ce spun eu în acest clip, iar la sfârșit poate îmi dai dreptate sau poate nu dai dreptate, pentru că este cumva în interesul tuturor celor ce vor să se apuce de YouTube. Da, deci multă lume spune chestia asta cu, domne, că nu prea se fac bani din YouTube, domne, trebuie să fii super popular ca să faci bani din YouTube, domne, trebuie să ai un anumit număr de abonați ca să poți să faci bani. Este total greșit. Tot ceea ce trebuie să ai este conținutul și vizualizările. Nu contează câți abonați ai, nu contează ce conținut ai, atâta timp cât contează numărul de vizualizări și numărul de minute vizionate pe întregul clip. Apoi se face un calcul de ăsta pentru toate clipurile pe care le ai și se acumulează un profit. Dar înainte de a începe acest clip, vreau să vă prezint o mașină super tare pe care ți-o poți cumpăra și tu chiar din banii din YouTube. Priviți-o! Nu știu exact ce mașinuță este această chestie, dacă știe cineva să-mi lase și mie un mesaj. Este foarte tare, văd că are o frână de mână, un schimbător în 5 trepte, foarte tare, mamă, 5 trepte. Are 190, deci clar îți trebuie permis categoria B pentru ea. Da, este foarte tare mașinuța. Deci dacă faceți YouTube, vă puteți cumpăra și voi această mașinuță. Ia să vedem pe cât are jantele. Pe 13, mamă, ce cauciucuri mici are. Foarte tare mașina asta. Mi-aș și fi dorit să știu acum este, poate facem un car vlog cu ea, se numește Secma. Este ceva franceză din câte văd acolo, Secma. Dar are o mașinuță. Și e foarte dubioasă, zici că e mașinuță de aia din orășelul copilor sau ceva de genul. Super tare, nici nu am ce să vă prezint, uitați-vă ce pedeluțe mici are. Are chestiile de faruri, foarte tare, văd că are și ceva alarmă, nu știu exact. Acolo văd 3 butoane, nu știu dacă e ceva de nos sau... Havaram. Este super interesantă. Da, are centuri, foarte tare mașinuța. Și un ștergător pentru acest minunat parbriz. Fără semnalizare, ceva fioros în față. Thumbs up. Da, bă, prieteni, deci dacă vreți, frate, să vă apucați de YouTube, vă puteți apuca foarte simplu și foarte ușor, nu aveți nevoie de absolut nimic. Este un ajutor dacă aveți niște YouTuberi care vă pot ajuta să vă susțină în proiectul pe care îl aveți și cumva să vă share-ulească, să vă distribuie canalul vostru pe live-urile lor sau pe, nu știu, pe comunitatea lor, să vadă oamenii ceea ce voi postați. Dar vă dau câteva sfaturi de început în momentul în care vrei să te apuci de YouTube. Când vrei să te apuci de YouTube, nu fi fals. În primul rând, nu fi fals, pentru că falsitatea nu va ține foarte mult. Prezintă clipuri de interes public, că te joci, fii exact cum ești tu, sau că prezinți chestii din viață, cum fac eu, prezint storytime-uri sau fac lecții de viață, fac din ceea ce am trecut eu în trecutul meu, da, pentru că n-am avut un trecut foarte bun. Ce mi s-a întâmplat mie în trecut, le prezint acum în prezent, ca să nu le faceți voi în viitor. Este foarte simplu. Apoi, chestiile de... colaborări. Vedeți cu cine faceți colaborări, pentru că sunt foarte mulți șerpi, foarte mulți frustrați, sunt foarte mulți oameni care vor să-și vadă numai interesul lor și oameni care vor să te tragă în jos. Nu sta după acei oameni, nu asculta de ceea ce zic oamenii aia. Dacă vrei să faci live și vrei să faci goluri din donații sau eu știu ce altceva, dar care să includă chestiile din donații, nu asculta de oamenii care te vor judeca în momentul în care vei face foarte mulți bani din donații, pentru că oamenii donează dacă le place ceea ce faci tu, iar în momentul în care faci o chestie super interesantă și super frumoasă, oamenii vor aprecia chestia aia și te vor susține, da? Cu un euro, cu un like, cu un share, cu absolut orice, te vor susține ca tu să continui ceea ce ai început. Eu am să vă las niște imagini acum cu un istoric al plăților pe care eu le-am avut în trecut. Am făcut acum, în ultima perioadă, am postat clipuri odată la 2-3 zile pentru a vedea exact, bă, dacă mitul ăsta că nu faci bani din YouTube este sau nu adevărat. Din punctul meu de vedere, și 1000 de euro lunar sunt niște bani pentru un puștean, pentru un copil, dacă stai cu părinții, dacă nu trebuie să plătești chirie sau alte utilități. Eu spun că 4500 de lei lunar doar din YouTube sunt niște bani de început, încă o dată vă spun, nu contează numărul de abonați,
Deci 4500 de lei pe lună mi se pare niște bani, mi se pare un salariu al unui om care lucrează la bancă, dar nu un salariu de 1400 de lei pe care îl poți lua la Mega Image sau la orice alt supermarket. Da, deci se fac bani și am vrut să văd dacă într-adevăr mitul este real sau ireal. Cei care spuneau, domne, că din YouTube nu poți să trăiești, sunt mâncători de căcat, mănâncă căcat, sunt niște frustrați, sunt niște oameni care nu vor să-și arate adevărata față, adevărata identitate, sunt niște falsuri de oameni care trăiesc bine din YouTube și cumva maschează chestia asta să nu creadă oamenii că ei sunt milionari, dar sunt niște mâncători de căcat și eu nu suport genul ăsta de oameni. Adică, bă, dacă faci ceva, prezintă ceea ce faci până la capăt, că nu este nicio rușine să spui, bă, că nu se fac bani sau că se fac bani. Așa, bun, două secunde, am făcut o pauză. Am avut o mică întrerupere de asta de sarcină, de cameră. Da, sunt schimbat pentru că mi-a murit bateria la cameră, am fost un carc. Așa că după alte 30 de minute am venit aici în frumușelul Pom să fac continuarea acestui minunat vlog. Da, deci încă o dată vă spun, ăștia care spun, domne, că nu facem bani, domne, că suntem sărași cu YouTube, că YouTube în România e jos, că suntem niște boscheți, nu avem după ce să trăim, sunteți niște frustrați obosiți care mâncați căcat și sunteți vai de rasa voastră, aveți o grămadă de bani, dar vă este teamă, rușine, nu știu ce să zic, să nu vă arătați adevărata față. Dacă vreți să faceți chestiile astea, să faceți YouTube, chiar m-aș bucura să faceți ceea ce fac eu, să faceți povestiri de viață, lecții de viață, să faceți lecții de anturaj, să povestiți niște întâmplări reale din viața voastră, nu să faceți pamfleturi, gunoaie de-astea obosite, i-am furat roata de la mașină, i-am umplut mașina cu chipsuri, i-am pus sticăre pe mașină, i-am pus sticăre pe nas, i-am făcut pană, i-am spart geamul, i-am luat mașina, i-am răsucit mașina. Pentru că la boschetărimile astea de vloguri se uită doar copiii de 6 ani, 5 ani, 2 ani, prenăscuții, prematurii, premergătorii, preamfibienii, cred că doar ăștia se uită la astfel de clipuri, dar un om cu creier nu se va uita niciodată la așa ceva, pur și simplu va da skip. În momentul în care dai skip, faci vizualizări, dar nu faci minute. Faci minute, faci bani. Faci vizualizări și nu faci minute îndeajuns, nu faci bani, doar vizualizări. Axați-vă pe un content bun, axați-vă pe un content care poate ajuta anumiți oameni, poate ajuta tineretul, poate influența într-un mod pozitiv spectatorii voștri și numai așa veți putea avea succes. Nu vă lăsați influențați de oameni care spun, domne, nu te mai apuca știu de YouTube, că mai sunt un milion ca tine, mai sunt 700 care fac același căcat și nu o să ai succes. Ei bine, nu te axa pe chestia asta, da, poate sunt mulți oameni care fac ceea ce faci tu, dar fiecare are carisma lui, fiecare are talentul lui. Acum depinde și de fiecare cum prezintă și ce prezintă, pentru că dacă ești fals, vei fi fals pe tot întregul clip și asta se va vedea pe cameră, dar dacă faci ceva așa spontan, dacă faci ceva ce, nu știu, uite cum fac eu, spre exemplu, vlogurile, dar eu nu stau să-mi fac speech-uri, să îmi scriu, să-mi notez, am uitat să zic aia, nu, eu pur și simplu ceea ce gândesc pe secundă spun pe cameră, nu tai nimic, nu improvizez, nu implementez, nu absolut ceea ce gândesc, aia spun, frate, și cumva dacă am văzut că chestiile astea prind și chestiile astea vă ajută, am zis, băi, mă voi axa numai pe astea, pentru că pe lângă faptul că, bă, să fim sinceri, faci bani din YouTube, vrei cumva să și ajuți oamenii. În momentul în care vezi că faci niște bani din YouTube, vrei din ce în ce mai mult să ajuți oamenii, cum sunt eu, da, eu ajut oamenii să spun niște chestii, niște lucruri de viață care vă pot ajuta pe voi. Alți youtuberi fac bani, văd că fac bani din căcaturi, m-am pus în col, am rămas în cadă 400 de ore, n-am pus să mă ridic din cauza colii pentru că mi s-a pus moală pe creier și sunt terminat. Atunci te axezi și faci bani numai din căcaturile pe care le faci, înțelegeți? Adică nu te mai interesează nimic altceva. Faci bani fără să te intereseze dacă clipul tău cumva va ajuta omenirea la o mentalitate mai bună sau nu. Faci doar bani pentru că ăsta ți este scopul. Bă, vreau să fac numai bani. Uite, astăzi o să fac numai challenge-uri de căcat care consider eu că vor prinde, dar nu mă interesează dacă voi veți învăța ceva din ceea ce prezint eu. Asta, dacă faci, da, vei face bani, dar cumva nu vei transmite nimic, mesajul tău va fi unul gol. Așa aș putea să-mi fac și eu 10.000 de fake-uri la mașină, să spun că mi-a spart unul mașina peste noapte și cumva să fie un prieten de-al meu și după ce am terminat clipul să îmi dea înapoi ceea ce mi-a furat. Pot să-mi colantez și eu mașina, să-mi o zgârie și să zic, băi, mâine trebuie să mă duc să-mi colantez mașina, da? Ia să fac eu un vlog mișto despre
Mi-au vandalizat mașina peste noapte și eu să mă duc să-mi zgâri mașina frumos, că știu că a doua zi mă duc și mi-o calantez și mă doare în curând că mi-o zgâri. Mă duc o zgâri și zic că, doamne, uitați, păi, oameni buni, incredibil, așa ceva, suspans, crimă, mi-au vandalizat mașina, ce se întâmplă? Sau vreau să-mi schimb jantele la mașină, da? Nu mai am nevoie de alea. Mă duc, le fărâm pe alea, le fac în ultimul hal, doamne, mi-au furat roțile, mi-au lăsat mașinile ăștia din Berceni, mi-au lăsat mașina pe butuci, mi-au furat jantele, mi-au nenorocit mașina. Adică pot face și eu căcaturi de-astea, gunoaie de-astea de clipuri, doar pentru bani, dar cumva să nu mă intereseze dacă voi înțelege ceva din ceea ce prezint eu, dacă vă captivează într-un fel sau altul clipul meu și când ne vedem pe stradă să-mi ziceți, bă, bravo frate, chiar îmi plac clipurile tale cu lecții de viață, sau bă, Poro, chiar îmi plac glumele pe care le faci, frate, glumele alea rusești proaste, cum ți-ai vandalizat mașina singur, cum prostești copiii, că ți-a luat foc, căcaturile astea, în fine, nu vreau să dau nume, că eu mă uit, nu judec, chiar nu mă interesează ce fac alți youtuberi de ăștia, dar băi, dragi youtuberi, mesajul ăsta este pentru ăștia care faceți content de la cantitativ și cacativ, da? Deci cacativ o la înțelegeți de la ce vine. Băi, gunoailor, ce sunteți? Faceți-mă clipuri pentru a duce și ceva spre o schimbare a lumii ăsteia. Duceți clipurile la un nivel la care, bă, să aibă omul și puțină cultură să învețe, și puțin entertainment, și puțină chestie despre, nu știu, social, înțelegeți? Adică în viața reală, ce-i faceți în viața reală? Că zic eu, dacă, în primul rând, dacă cineva ți-ar vandaliza mașina, primul lucru pe care îl faci, pui mâna, sun la 112 și spui, domnule, eu ne-am găsit mașina în parcare vandalizată, nu pui mâna pe cameră să zic, oh, YouTube, astăzi mi-a luat foc mașina, uitați ce frumos arde. Dar ce credeți? Încă nu am sunat la pompieri și nici la poliție, pentru că vreau să vedeți voi primii acest clip, vreau să vedeți cum îmi arde mașina și dacă după ce se va arde mașina, va mai rămâne ceva din ea, voi suna și la poliție și la pompieri să le spun exact ce s-a întâmplat. Așa că voi veți fi primii care veți vedea cum mi-a luat foc mașina sau cum mi-a fost grăliată sau cum mi-a fost vandalizată sau căcaturi de astea. Adică, what the fuck, dude, pe cine treacă păcăliți? Numai un copil de 5 ani poate gândi ceea ce voi prezentați, dar unul matur, pe bune, asta nu este cu hate, pe mine nu mă interesează, pe mine nu mă interesează de absolut nimic. Oricum țara asta a ajuns la un nivel de căcat, oameni de căcat, nu mă interesează, dar cei care urmăresc clipul ăsta, axați-vă pe ceea ce vă place, frate, și dacă sunteți influențați de oameni să nu faceți ceva pentru că, domne, sunt mulți sau, domne, nu se fac bani, greșit. Nu rămâneți blocați de niște oameni care vă trag în jos și niște oameni care vă spun că nu veți avea succes doar pentru că ei au un succes și cumva ei fac niște bani și nu mai vor să mai facă și alții sau să cumva să nu le fure pâinea de la gură. Este loc pentru toată lumea, fiecare este liber să facă ceea ce vrea, fiecare este liber să posteze ceea ce vrea. Fiecare poate începe să facă YouTube. Da, este greu puțin la început, dar dacă dedici și pasiune pe lângă chestia de a face bani, vei face chestia asta din plăcere făcând bani. Faci bani din plăcere. Și cumva sper că v-am lămurit cu clipul ăsta. Sper să înțelegeți că acest clip este unul informativ pentru cei care vor să se apuce de YouTube. Pentru cei care au, nu știu, 14 ani, 15 ani, 16, 18, 20, never mind. Se fac bani, frate, din YouTube atâta timp cât faci niște clipuri calitative ca oamenii să se uite la clipul tău aproape de la A la Z fără să dea skip. Nu că faci o provocare și să se ducă direct la minutul ăla de provocare să se uite 2 minute la un clip de 10-15 minute pentru că atunci nu se mai fac bani. Faceți clipuri din care oamenii au ce învăța, oamenii sunt captivați de ceea ce voi spuneți și numai așa veți avea succes. Eu sper că v-a plăcut ceea ce am spus. Încă o dată, dacă am supărat vreun YouTuber de ăsta fake, îți dau mult hate și eu ție, chiar nu-mi pasă de ceea ce gândesc anumiți oameni despre mine. Mi-am schimbat cu totul perspectiva despre părerile oamenilor din jurul meu. Nu neg că nu iau și părerile negative, din contră, iau și părerile negative, iau și hate-ul asupra mea, pentru că dacă nu e hate-ul înseamnă că ești un om laș. Îl iau, îmi place să ascult hate-ul și să îl bag la cap, că numai așa mă voi schimba în viitor, dar nu-l bag în seamă în modul public. Nu mă interesează acțiunile oamenilor și așa mai departe. Pur și simplu fac ceea ce vreau, fac ceea ce vreau cu cine vreau, când vreau, unde vreau. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați pe butonul ăla de like. Dacă nu v-a plăcut, dați acolo un dislike. În cazul în care sunteți noi pe canal, abonați-vă, apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați ori de câte ori mai postăm câte un clip nou. Și nu uitați, fraților, dacă vreți să faceți YouTube, faceți-o pentru că veți avea succes. Poate nu acum, într-o lună, două, trei, dar dacă aveți un content de calitate, veți avea mare succes și veți face și bani. Vă, fratele, și vă doresc o zi minunată din minunatul Bercentex.